fotbal, Steaua are doar 4 goluri primite în acest campionat. Un merit important l-au și cei doi fundași centrali, Ovidiu Morariu, fost jucător al lui Oprița la Juventus București, și Sergiu Bacter, fotbalist format la Oradea. Steaua TV a realizat un material cu fundașii actuale a echipei din Ghencea și cu capitanul de la Sevilla. Morariu și Bacter au ascultat cu mare interes sfaturile unui câștigător al Cupei Campionilor Europeni, Ștefan Iovan. Ei sunt jucători cu maturitate, cu experiență, sunt jucători de divizia A, iar Oprița îi cunoaște foarte bine și merg pe mâna lui. Cât de important sunt fundașii centrali într-o echipă? Foarte important, pentru că dacă atacanții și mijlocașii ofensivi fac diferența, ei țin echilibru, ei țin rezultatul, ei asigură o siguranță foarte mare defensivă. Franța, campioana mondială, nu a câștigat campionatul mondial printr-un joc ofensiv, a câștigat campionatul mondial prin cei trei mijlocași, Pogba, Matuidi, Kanté, și în special cu fundașii centrali, Varane și cu Umtiti. Să facem treaptă cu treaptă fiecare an și să reușim să ducem Steaua acolo unde e. Sănătate și bacă. Bineînțeles, tot timpul sunt loc de sfaturi, tot timpul învățăm, mai ales de la domnul Iovan. Doar timpul din cel mai mare inamic, așteptăm să vină play-off-ul și să promovăm odată. Jucătorii lui Daniel Oprița intră în linie dreaptă înainte de reluarea Ligii a 4-a. După un cantonament de 12 zile, Răzdan și compania vor disputa două partide amicale în această săptămână. Primul adversar al roșialbaștrilor va fi CSM Alexandria, formație care ocupă poziția 5-a în seria 3-a a Ligii a 3-a. Ne-am pregătit bine acum în cantonament. Normal, meciurile astea ca și niște antrenamente, să înceapă campionatul și după, ți-am zis, să ajungem în play-off. Cine ai ca model de jucător de fundaș central? Eu pe Mirel Rădoi, chiar el mi-a fost idol și mi-a plăcut tot timpul. Ce face el, cum a făcut toată cariera lui, munca lui, la ce nivel a jucat. Primul amical, cel cu CSM Alexandria, va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe canalul de YouTube Steaua TV, miercuri de la ora 12. Steaua București va disputa în total 4 partide amicale până la ora primului joc oficial din noul an, cel împotriva lui CS FC Dinamo.